Așa, Da, bună cum o să seara. fie? Iată, acum e altceva. Bună seara. Noi am încercat pe Viber și Viber nu mergea bine, dar pe WhatsApp foarte bine se vede. M-ați recunoscut, doamna Veronica? Doamna Veronica, am scris din toată inima pentru dumneavoastră poezie, un mesaj, o să înțelegeți acuși din partea cui este. Eu întorc așa telefonul, fiindcă filmez, dar știți procedura la mine. A venit ziua să vă dedic și dumneavoastră poezie. Azi de ziua ta departe sunt de tine, să te pot îmbrățișa, să mă cuprinzi pe mine. Cu tata ați plecat pentru un viitor mai bun și nu v-ați mai întors nici până acum. Mamă, ești excepțională, te-ai dedicat trup și suflet pentru noi. Mereu m-ai susținut și m-ai încurajat în toate, în orice început de-al meu. În copilărie am trecut prin multe momente dificile, însă voi împreună ați mers cot la cot și m-ați putut crește pe mine. Ești cea mai gingășă și blândă persoană, ce în momente dificile mereu îmi alimi sufletul cu cele mai tandre cuvinte. Permanent când mergeam cu tine pe stradă, eram întrebată, aceasta e sora ta mai mare? Erai la mine foarte frumoasă. Și acum ești frumoasă, iar eu mă bucur atât de mult când auzeam așa cuvinte. Tu arătai și arăți bine oricând. Ai fost și ești de tata mult iubită, fiindcă ai fost și ești soție grijulie. De 23 de ani împreună. Mă bucur că mereu vă susțineți și vă țineți strâns de mână. Vă susțineți și vă respectați mereu unul pe altul, dragostea vă arătați în orice circumstanță. Indiferent de greutăți, ați fost mereu împreună. Mamă, tu la toate problemele poți găsi calea spre lumină, fiindcă ești foarte înțeleaptă. Tu ești salvarea noastră, ești o femeie foarte deșteaptă și astăzi la fel de frumoasă. Mi-aduc aminte când încă erai acasă, iar eu fiind studentă, veneam în fiecare vinere, știam că sunt așteptată. Mereu mă întâlneai cu ceva bunișor și cu de toate pe masă, iar astăzi îmi este dor de acele clipe frumoase. Acum este mai dificil să vedem și ne vedem odată în an, la sărbătorile de iarnă, părinții acasă îmi vin, ca să veniți mai des, totul aș da. Doamna Veronica, pentru dumneavoastră acest mesaj din partea, în primul rând din partea soțului Stelian, care este cu dumneavoastră, e acolo să înțeles, și din partea fiicii Cristina. Bună seara, îmi pare bine, îmi pare bine. Bună seara și din partea fiicii dumneavoastră Cristina și ginerile Sergiu. Cristina, care foarte frumos a vorbit, foarte frumos v-a descris și v-a descris ca o mamă cea mai bună, grijulie, iubitoare, care sunteți mereu înțeleaptă, calmă, liniștită, ați găsit ieșire din orice problemă, oricât de grea era. Și ea vrea să vă mai spună, mamă, ești cea mai bună soție și mamă, te iubim nespus de mult și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Îți dorim tot binele din lume și încă mulți ani înainte să ne fie alături de noi. Iată așa, doamna Veronica, dacă vreți ceva să-i transmiteți. Da, mulțumesc frumos și foarte mi-a plăcere. Am primit o plăcere nemaipomenit. Mă bucur. Mulțumesc frumos de tot. Mă bucur și să știți că vă așteaptă cu drag acasă și nu va uita niciodată acele zile când o așteptați, când era studentă. Așa și pe mine mama mă aștepta. Foarte frumos. Zile de momente de neuitat, momente care nu ies din amintire și când o să mergeți acasă să vă amintiți cu drag de acele clipe și acele momente din trecut. Vreau să vă dedic un cadou muzical. M-a rugat frumos Cristina. Această melodie vă reprezintă a doua tinerețe a început, dar sunteți frumoasă, chiar, doamne, vă spun drept, chiar parcă sunteți fată mare. Și drept zic și eu oamenii că ca două surori când mergeți pe drum. Foarte frumoasă sunteți. Așa, scuzați. A doua tinerețe a început. Anii nici nu știu când au trecut. Multe primăveri s-au dus, multe lacrimi bucurii s-au scurs. A doua tinerețe a început, 16 ieri eu am avut. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trec cum trec prin ceață. Am iubit ce mi-a fost drag în viață. Pe domnul Stelian, anii trec cum trec un tren prin ceață.
O înțelegere cu anii am să fac, am să-i trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi deie un răgaz, că sufletul meu tânăr am rămas. Ia că așa să fiți totdeauna. Și domnul Stelian tot așa, sunteți frumoși, fată și flăcău mare, ia cât aici. Să vă țină Dumnezeu așa mereu frumos și să vă păzească de toate relele și necazurile. Încă un pic vă cânt. A doua tinerețe a început, totul pare ca la început. Dar când mă strigă fiica mea cu drag, văd toamna ce trece al meu prag. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trec cum treci un tren prin ceață. O înțelegere cu anii am să fac, am să trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi deie un răgaz, că sufletul meu tânăr am rămas. O înțelegere cu anii am să fac, am să trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi deie un răgaz, că sufletul meu tânăr și frumos am rămas. Doamna Veronica, roata vieții se învârtește, nimeni nu mi-a poți opri. Tinerețea e o poveste, când încă mai poți iubi. Roata vieții fuge, nimeni nu-mi stă calea ei. Lume, timpul curge, tânărăs, în ochii tăi și-a copilă. Asta e viața. La mulți ani încă o dată. Mulțumim mult! Tot binele din lume vi-l doresc, e cam târziu. La noi nu-i tare târziu, dar am înțeles că acum v-ați întors la muncă, așa? Seara. Da. Și doamna și Cristina mi-a spus că seara să vă spun că sunteți seara acasă. Mă bucur foarte mult că mi-ați răspuns și am putut să vorbesc cu dumneavoastră. Dacă aveți ceva să mai spuneți, poftim. Domnul Stelian, dumneavoastră, vreți ceva să spuneți la copchii? Așa, fii sănătos și multă fericire să aibă, să trăiască în pace, să-mi pace. Noi pe dânsii iubim și-i susținem. Așa e, bravo. Așa să înțeleagă, sunt pașii ca holubașii. Așa, domnul Stelian, așa cum voi toată viața v-ați ținut și v-ați iubit și cuvinte frumoase. Așa să fie tot tineretul de azi, că e tare tineretul de ziua de azi și fie de minți. Și dumneavoastră vă mulțumim foarte frumos. Cu drag, vă mulțumesc și vă doresc seară frumoasă și tot binele din lume vi-l doresc. Vă mulțumesc pentru căldura și pe mine cu căldura cu care m-ați primit. La mulți ani! Da, mulțumim frumos! La mulți ani! Mulțumim. Iată așa, dragii mei, astăzi a fost o zi grea, frumoasă, dar plină de oameni pozitivi, frumoși, cu inimi mari și mă bucur foarte mult că vă cunosc. Și am posibilitatea în fiecare zi, eu să mă revin mai gine, să mă sunt o leac mai gine și încă mai gine și am o leacă în rău. Da, să fie bine. Totul va fi bine. Vă doresc tuturor omageaților de astăzi, de ieri, care m-ați suportat. Vă doresc o zi frumoasă și vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună, noapte bună tuturor.